Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ceea ce se întâmplă de fapt în orașul Chișinău, despre deciziile primarului raportat la mai multe probleme și de fapt care este starea de lucruri în domeniul învățământului. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Eugenia Ceban, consilier PSRM CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Rodica Postu, directorul Liceului Teoretic Miguel de Cervantes Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Doamna Ceban, cu dumneavoastră vreau să încep astăzi în decizia sau în cadrul cu ședinței Consiliului Municipal am avut o decizie raportată la problema apei. Haideți să deschidem parantezele și să explicăm telespectatorilor din primă sursă care este adevărata stare de lucruri și de fapt ce urmează să se întâmple în municipiul Chișinău. Știți, la capitolul dat, noi suntem martori cu dumneavoastră toți că actuala guvernare și alianța de guvernare au aprobat legea 303, unde cetățenii Republicii Moldova au fost impuși să achite din sursele financiare proprii toate pierderile de apă. Fiindcă marea majoritate fac atâtea economii, eu nu știu dacă uneori își mai primesc acea baie, ceaiul care trebuiește, este necesar și alte cheltuieli. Ei au fost nevoiți să fac economii, cetățenii municipiului Chișinău, din motivul că pe contoarele din apartamente erau unele indici și când vinea factura pentru plată, era calculat cu totul altă cantitate. Și ce ne-a pus pe noi în grijă fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal? Că nu poate să existe până la infinit această problemă. Începând cu anul 2015, de când am devenit în Consiliul Municipal cea mai mare fracțiune, am venit, știți, ne-a pus întrebarea unul la altul, atât noi consilierii, cât și conducerea partidului. Ce se întâmplă? Cum se păcă ieșirea din situație? Și iată, cu vreo jumătate de an în urmă, am pus întrebarea, chiar în cadrul unei ședințe a Consiliului pentru stenogramă, că este necesar de pregătit un proiect de decizie ca cota parte, acele cuburi suplimentare, cantitate de apă suplimentară, care este forțat scris în facturi, să fie achitată din municipalitate. Și de ce eu mi-am pus această întrebare? Fiindcă eu consider că orice lege aprobată trebuie să aibă un mecanism de implementare. Și iată, la nivel municipal nu a existat niciun regulament la acest capitol. Și dacă am văzut că am propus pentru stenogramă, nu au luat în considerație, mai mult ca atât, am fost nevoită ca să fac propuneri concrete și să pregătesc regulamentul la acest capitol, inclusiv și proiectul de decizie, împreună cu Direcția Generală Locativ-Comunală, și iată, acest regulament a fost tergiversat aceste 6 luni. Am ajuns la Comisia Protecție Socială, unde fracțiunea Partidului Liberal și a Partidului Popular European au votat contra acestui regulament. A fost susținut numai de acei 3 consilieri din această Comisie Protecție Socială de la Partidul Socialiștilor. Ei, și totuși am insistat ca să fie inclus în ordinea de zi. Și vreau să vă spun dumneavoastră că iată astăzi eu mă bucur că în ajunul sărbătorilor Sfintelor Paști suntem în săptămâna patimilor și totuși mentalitatea s-a trezit și au acceptat acest proiect și astăzi a fost votat și aprobat acest regulament unde persoanele defavorizate social care au venitul pentru o persoană 3.000 de lei, dacă sunteți 4 în familie, înseamnă că 12.000 de lei, vor beneficia de acest suport financiar suplimentar. Ce înseamnă aceasta? Noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, ca să nu purtăm cetățenii pe drumuri, chiar de la prima etapă ne-am gândit că ar fi bine, deoarece există deja un regulament în municipalitate, unde se achită compensații la agentul termic
că automat acele persoane care au depus deja cerere, pachetul de documente, automat să fie incluse în listă și să le fie calculată plata pentru acele surse, pentru acele cantități de apă care ei nu le-au cheltuit, suplimentare, de către comisiile din preturi și Comisia Municipală. Și eu consider că aceasta este un lucru foarte mare obținut. La acest capitol, după cum am verificat și am calculat, urmează să fie cheltuite 2.700.000 de lei. În decizie este scris clar că Direcția Generală Finanțe, la aprobarea bugetului, va include acest capitol pentru ca să fie votat și nu mai trebuie să mai mult alte decizii și alte regulamente. Și iată, toți cetățenii din municipiul Chișinău care intră în această categorie la prima etapă, care noi ne-am pus-o, dar noi credem că asta e un număr impunător, se pot beneficia de această compensație și pot urmări. Și dacă în caz că nu li se vor calcula sau nu se le face recalcul, să se adreseze la Direcția Generală Locativ Comunală și la orice fracțiune din Consiliul Municipal, inclusiv vă invităm în birou 18, unde facem audiere în fiecare lună consilierii fracțiunii Partidului Socialiștilor în cadrul primăriei. Suntem la audiență, pe sectoare, în oficiile partidului, ca dumneavoastră să știți, am fost, suntem și vom fi mereu lângă cetățeni și pe problemele cetățenilor și nu vom permite ca dumnealor să sufere în urma celor legi ilegale aprobate care sunt contra cetățenilor. Doamna Postu, în calitate de director al liceului Miguel de Cervantes, știu că vă confruntați cu o problemă, cel puțin una este majoră, este vorba de lipsa spațiului. V-aș invita sau v-aș ruga, mai bine zis, să facem o incursiune în timp. Și vreau să ne oprim sau să începem de la anul 1998. Știu că de acolo s-a pornit, de fapt, acest nod gordian a fost creat. Haideți să explicăm telespectatorilor cum ați ajuns în anul 2016 să activați o instituție de învățământ, dacă nu mă înșeală memoria, aproximativ cu 1000 de elevi, în 3 edificii, dintre care 2 nu vă aparțin. Da, într-adevăr, sunt directorul liceu Miguel de Cervantes și vreau să vă zic că acest liceu, acum în toamnă, va avea o aniversare foarte frumoasă de 70 de ani, care este umbrită de o problemă care ne este creată artificial. În anul 1998, printr-un contract încheiat între Direcția de Învățământ și Direcția de Învățământ Râșcani, a fost transmis în gestiunea liceului un spațiu, o parte din spațiul grădiniții numărul 38. Ca peste ani, adică până în ziua de astăzi, atunci în 98 au fost deschise 2 clase primare în acel spațiu. Ca până astăzi, în această instituție să activeze 16 clase. Cu părere de rău, nu ne aparține spațiile respective în această clădire care ne-a fost oferită temporar, așa zis. Am activat aproape 17 ani și părinții, avem niște părinți foarte dispuși să creeze condiții foarte excelente pentru copiii lor ca procesul educațional să decurgă fără probleme, au investit sume colosale în spațiul acestei grădinițe. În anul 2015, când am venit în funcție în rezultatul concursului, am fost informată că în luna august, adică înainte cu jumătate de an de a veni în funcție, că a fost o dispoziție a primarului prin care în anul 2015, începând cu anul 2015, liceul Cervantes trebuie să elibereze forțat grădinița numărul 38, adică aproximativ 500 de copii, să o elibereze grădinița, nespunându-se unde pleacă acești copii, ce se face cu soarta lor. Doamna Postu, ați pomenit decizia primarului. Nu era logic să fie decizia CMC? A fost o dispoziție a primarului 344 de prin care care n-a fost trecută prin Consiliul Municipal. Adică am fost informați că este așa, dispoziție și gata. Și atât. Ce a urmat? Am fost informați că forțat
la 1 septembrie trebuie să eliberăm spațiile și aceste 18 clase le aducem în blocul principal al clădirii, care este o clădire din 1965 și în realitate are 27 de cabinete mari, dintre care 7 sunt specializate, fiind la acel moment 42 de clase. Este ceva imposibil ca în 27 de cabinete să aranjezi normal 42 de clase ca procesul educațional să aibă într-un singur schimb. Ni s-a spus să rezolvați problema plasând careva clase în schimbul 2. Da, doamna Ciban, cum e posibil? Sau cum ați comenta acest lucru? Pentru că am insistat asupra faptului, dispoziția primarului, care nu este trecută, nu este consultată consilierii, este pus în faptul, în fața faptului împlinit, spunea și doamna director. Știți, primarul general, dispozițiile emite în stânga și în dreapta, pe ce serviciu doriți? Și dacă dumnealui este practic nepregătit în domeniul învățământului, în Partidul Liberal nu au cadre pregătite în acest domeniu, indiferent că a numit șefi interimari la toate direcțiile de învățământ din sectoare, inclusiv și la Direcția Generală, de vedeți ce se petrece. Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Municipal, problema abordată de doamna director a fost discutată și, într-adevăr, este o problemă foarte mare, fiindcă a venit domnul Fleaș, vă dați seama, tare mult cunoaște, în cadrul ședinței ca raportor cu un proiect de decizie practic uscat. Fiindcă atunci când vezi că se revoltă părinții, atunci când vezi că pe primul plan trebuie să fie factorul uman, atunci când vezi că corpul didactic de profesori îi arunci în stradă și nu le între ca să rezolvi problema, indiferent de personalitate, sunt copii sănătoși, sunt copii cu dizabilități, sunt copii, cum le mai numesc, cu nevoi speciale, fiecare are eu-ul său și pentru părinte orice copil este cel mai scump și cel mai sfânt. Și iată, noi discutând în Consiliul Municipal, am ajuns la concluzia că primarul general, prin dispozițiile dumnealui, practic, a încălcat absolut tot cadrul legal, fiindcă doamna directorul, cred că o să accentueze mai aprofundat, și instanța de judecată s-a expus la acest capitol și aceste dispoziții al primarului au fost anulate. Dar dumnealor spuși în fața, să îngenuncheze în fața acestui primar și iată, noi astăzi am decis ca chiar joi acum să ne întâlnim și din toate fracțiunile au fost delegați consilieri municipali pentru într-adevăr să hotărâm problema ca să ținem cont de fiecare copil și de fiecare profesor. Fiindcă acești profesori nu odată am spus, ne-au învățat pe toți, ne-au deschis drumul în viață și noi ar trebui în primul rând să ne gândim și la dumnealor că aceasta este elita Republicii Moldova. Și iată, eu cred că noi vom ajunge la un consens, fiindcă discutând cu directorul adjunct, discutând cu domnul Fleaș, se spune una, pe hârtie s-a scris cu totul alta, dar în realitate, bine, cum ne-au lămurit că copiii de la liceu dat plece la școala auxiliară, părinții din sursele proprii au reparat, 650.000 de lei au cheltuit ca să repare aceste 4 cabinete. Clase, da. Total 8 clase. Și până la urmă, ceea ce au investit părinții copiilor care nu pot învăța în aceste clase, acest primar general și acest Fleaș, practic a creat un precedent, a creat un conflict deja între părinți și profesori. Profesorii care se află acolo, duceți și mai reparați în altă parte, profesorii de aici suferă, părinții se gândesc că copiii sunt puși într-o situație extraordinară. Mi s-a spus că 15 copii dintre acești cu nevoi speciale vor pleca la școală, dar școala se începe la 1 septembrie, 20 vor pleca la Orfeu și urmează că în acest proiect de decizie să fie clar stipulat toate 3 puncte. Ce facem cu acești copii din liceu? Dacă a fost reparat, nu
nu încurcăm școala 38, grădinița 38, ce facem cu cei din școala auxiliară, la concret îi ducem la Orfeu, de când îi ducem și cum în proiectul de decizii trebuie să fie scris, nu cum prin dispoziția primarului, 18 clase au fost aruncate în drum. Am înțeles că 18 clase, dumneavoastră vă dați seama, asta e un număr impunător de copii, asta e un liceu, se vede că foarte vestit, foarte bine pregătit, cu un potențial foarte mare și cu o stimă colectivoare, că să ai peste 1000 de elevi astăzi, nu e atât de simplu. Și să fiecare copil aproape la perfecție cunoască două limbi străine, tot înseamnă ceva. De aceea, noi sperăm că în cadrul acestui comisii care s-a creat, împreună cu conducerea școlii, liceului și cu Asociația Părinților, vom găsi un numitor comun ca într-adevăr să ținem cont de fiecare personalitate și să creăm în așa fel un proiect de decizii care să îi împăcăm pe toți. Doamnă director, activat și în școala auxiliară și în grădiniță ați rămas. Câte clase aveți în aceste instituții? Activăm în școala auxiliară în rezultatul încercării de a rezolva problema transferului nostru din grădinița numărul 38. În toamna anului 2015 ni s-au permis să activăm în 4 săli de clasă în școala auxiliară numărul 6. Acolo s-au făcut reparații într-adevăr considerabile de către Asociația Părintească și la moment s-au reparat încă 4 săli de clasă acolo, care sunt reparate, sunt în stare foarte bună și își așteaptă copiii. Copiii au rămas în grădinița 38, activează acolo, fiindcă nu ni se permite să trecem la aceste săli care îi așteaptă pe copii. Care e motivul? Motivul fiindcă nu este o dispoziție a primarului, o decizie a Consiliului Municipal. Nu este o decizie ca aceste 8 clase să activeze acolo. În grădiniță grupele sunt supra-solicitate, însă vreau să menționez faptul că noi suntem o instituție în care se predă limba română și limba spaniolă pe o rază, pe o suprafață foarte mare, de pe o suprafață foarte mare școlarizăm copiii din municipiu. Și solicitările de a învăța la noi în liceu continuă să crească, adică suntem nevoiți uneori să școlarizăm și copii care vin din acest teritoriu adiacent liceului, fiindcă codul educației spune că părintele are dreptul să-și aleagă instituția în care dorește să învețe, mai ales că la noi se face și limba spaniolă. Administrația publică locală a venit cu unele soluții pentru nu a rezolva? Nu a venit, cu părere de rău. Ni s-au oferit aceste spații, au fost reparate de către părinți. Când am intrat în sălile respective, era în clădirea, sălile de clasă nu erau reparate din momentul când a fost dată clădirea în exploatare. Doamna Ceban, haideți să revenim la activitatea CMC-ului și deciziilor luate pe parcursul zilei. Vreau să vă întreb, invalizii, cum pot obține scutiri pe impozit pe imobil? Știți, la acest capitol vreau să vă zic dumneavoastră că de către Consiliul Municipal a fost creat prin decizia Consiliului Comisia Fondului de Rezervă, Consiliul de Administrare a Fondului Municipal de Susținere a Populației, a fost creat grupul de lucru sau comisie pentru precăutarea dosarelor privind plata la agentul termic. Și iată, astăzi, în Consiliul Municipal, vă dați seama, se creează un precedent, fiindcă fracțiunea Partidului Liberal și fracțiunea Partidului Popular European au votat un proiect de decizie pentru scutirea unui invalid de gradul 2 din calea Orheilor. N-am nimic. Dumnealui, da, are nevoie. Suferă de o boală îndelungantă. Dar spuneți-mi dumneavoastră, de când direcția care colectează impozitele a venit cu un proiect de decizie în așa fel pentru o persoană cu dizabilitate accentuată, când noi în municipiul Chișinău avem peste 33.000 de persoane de dizabilitate accentuată, severă și medie. Acum, eu vreau să fac chiar în cadrul acestei emisiuni o adresare către toți invalizii, ca să mă înțeleagă clar despre cine eu vorbesc. Cei care au datorii la plata impozitului pe imobil, adică odată în an vă se ia o sumă oarecare pentru casă, care o aveți, da, apartament. Simplu spus.
Să depuneți cerere la strada armenească 37, la direcția care colectează impozitele, sau veniți, vă rog, la fiecare fracțiune în Consiliul Municipal, ca să fiți scutiți și dumneavoastră de plata acestor impozite, indiferent de suma care o aveți. Și vă spun de ce. Fiindcă nu urma să vii cu proiect de decizie pentru o persoană, dar urma să consulți fracțiunile din Consiliul Municipal. Și noi am avut să îi îndreptăm pe calea cea dreaptă, că urma să creăm un grup de lucru, o comisie, care va examina cererile tuturor acestor cetățeni din municipalitate, fiindcă asta noi unu și noi doi, da. Și de ce astăzi ei au creat un precedent extraordinar ieșit din comun și vă dați seama, adică la o persoană se poate, nu am nimic față și de persoană, dar trebuia să fie consultate fracțiunile înainte de ordine, de a include pe ordine acest proiect de decizie. Și acum acest șef de direcție, domnul Gasnaș, fie bun, primește cererile de la toți cetățenii municipiului Chișinău, încadrați în grad dizabilitate, accentuat, sever, medie, indiferent, fiindcă nu poți să-i refugi acum. Codul fiscal asta prevede și dacă n-ai fost în stare, în baza codului fiscal, care prevede așa compensarea cheltuielor care persoana nu este în stare și o achite, și să creezi comisii, grup de lucru, să vei cu un regulament care ar include toate circumstanțele cum s-a dictat, primești cererile și vină cu fiecare persoană la Consiliul Municipal. Domnul Postu, vă întrebam ceva mai devreme despre soluțiile care ar putea fi implementate într-o rezolvare a acestei probleme. Suntem conștienți că ea nu poate fi tergiversată. Nu zadar făceam referire la perioada 1998, iată 2017. Este un interval foarte lung de timp. Ce urmează să se întâmple? Ați venit și dumneavoastră cu o serie de propuneri. Care este cea mai reală? Cea mai reală la momentul actual care a fost, este și cea care a fost discutată, da, azi la ședința Consiliului Municipal, ca joi să ne întâlnim și să se iau decizii de transferare a copiilor din școala auxiliară numărul 6, adică cei care erau acolo de bază, într-o instituție mică, ca ei să poată exista financiar, să se poată întreține, iar spațiul respectiv să se ofere unei instituții care financiar va putea o întreține pentru copii, pentru cei 453 de copii a claselor primare din Liceul Cervantes, care la momentul actual 4 sunt în această instituție, 12 așteaptă să fie trecute din grădinița 38 și 2 din incinta blocului de bază. Urmează ca noul an de învățământ să activați normal? Sperăm. Sperăm să fie așa. Cu ajutorul oamenilor de bună credință, cred că așa va fi. Doamna Ceban, haideți să discutăm un pic despre decizia care nu a fost astăzi votată în legătură cu indemnizația pentru profesori. Da. Conform legii, este legea care permite conducătorilor instituțiilor de învățământ, da, și preșcolare să li se permită un adaos, fie 50%, acolo este scris procentele tablița. Acest proiect de decizie a fost astăzi prezentat iarăși de acel domn Fleaș, care practic nici nu s-a dat seama că nu va fi susținut. Și noi am avut discuție cu vicedirectorul. Chiar dacă vă amintiți, joia trecută am avut o întrunire cu unii profesori care unele chestii nu le-au plăcut, dar noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, și până la includerea pe ordine de zi acestui proiect și astăzi în ședințe, și permanent ne-am pus întrebarea. Stimați conducători ai administrației publice, centrale și locale, noi, consilierii municipali și fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor, suntem pentru ca să găsim surse financiare și să mergem la aceste indemnizații pentru tot corpul didactic. Adică noi din luna noiembrie atâtea controle facem la instituții preșcolare, da? Atâția suntem bătuți că bucătari nu-s, salariul de 1000 de lei, profesori nu-s, cu un salariu începător nimeni nu vine. Și spuneți-ne, de ce atunci nu ați auzit
vocea consilierului municipal din fracțiunea Partidului Socialiștilor ca în acest proiect de decizie să mai fie inclus un punct unde să fie clar să se permită indemnizații și pentru toți profesorii, pentru bucătari, pentru educatori, pentru corpul administrativ și auxiliar, care într-adevăr merită, fiindcă încă o dată vorbesc, dacă vrei să obții ceva, trebuie să investești. Și în municipalitate bani sunt, agenții economici toți sunt aici, toți suntem de acord, eu cred că orice părinte, orice agent economic, dacă ar fi ascultat, într-adevăr, problema această decizie astăzi era votată. De aceea, i s-a spus clar domnului Fleaș, mergi, discute, ieși între profesori, între cei bucătari care spui că nu ai, schimbă statele de personal, organigramele, să fie doi bucătari. Noi bani avem în municipalitate. Noi avem, uitați-vă. Facem drumuri, stricăm drumuri, încheiem contracte cu firme din Austria, care nici nu spune adresă ce, milioane de euro. Și eu cred că pentru acești scumpi și dragi profesori, educatori, bani sunt și trebuie să votăm indemnizații pentru toți. Domnul Apostol, rămân în albia ce spunea doamna Ceban. Vreau să vă întreb, în liceu pe care îl reprezentați, sunteți asigurați cu cadre didactice suficiente, tineri specialiști și, ca să continue acest fir logic, v-aș întreba și la capitolul remunerare, pentru că săptămâna trecută profesorii au fost cei care au încercat să-și revendice drepturile. Mă bucură faptul că la momentul actual suntem aprovizionați cu cadre didactice, dar și acest dar sună chiar dureros, fiindcă dacă e să număr, circa 9 persoane sunt pensionari cărora ne-am adresat cu rugămintea să vină, să ducă ore, fiindcă nu are cine. Ne rugăm la Dumnezeu ca persoanele respective să fie sănătoase și să poată ieși în fața copiilor, că au ce le spune. O problemă e și alta, fiindcă foarte mult lume este de o vârstă avansată, aproape de pensie, care mâine poi mâine vor fi alături de celelalte persoane care sunt acum la pensie. Tineret avem foarte puțin. Noi colectivul este un colectiv bine unit și fluctuația de cadre. Nu avem fluctuații de cadre. Lumea se simte bine într-un colectiv unit, unde acolo unde avem scopuri comune și aceste scopuri le realizăm de comun acord, adică ne-am stabilit ceva și încercăm să ducem la bun sfârșit. Din curiozitate vă întreb și probabil și telespectatorii noștri vor acorda aceeași întrebare. Care este salariul mediu a unui tânăr specialist? Salariul mediu a unui tânăr specialist în jurul la 3.000, în dependență de numărul de ore. Da. În jurul la 3.000. Vreau să zic un lucru, că din cauza salariului foarte mic, până în luna ianuarie n-am avut soră medicală, asistent medical, fiindcă salariul după ei e 1.100 de lei. La 1.059 de copii, de servirea copiilor, să ai grijă de sănătatea atâtora copii cu 1.100 de lei, asta e o bătaie de joc, dacă să vorbim direct. Doamna Ceban, haideți să discutăm despre cele 42 de zile atât de discutate în ultima perioadă de timp, raportate pentru perioada de vară pentru grădinițe. Știți, momentul acesta de conflict care este în municipalitate privind 42 de zile care Ministerul Educației a pregătit un proiect de regulament. Eu pot să vă arăt Dumnezeu, da, să vă prezint. Să uitați-vă ce face Ministerul Educației și asta o face Corina Fusu. Da, să vedem. Iată, și vă dau cum dumneavoastră ei scrie atenție vacanță. Iată, pentru presă, uitați-vă. Atenție vacanță. Da. Asta e una. A doua. Iată, vă rog, previs scrisoarea circulară de la 16 februarie 2016. Da, țineți un pic mai mult ca să vadă și telespectatorii. De la 16 februarie 2017, iarăși de la Ministerul Educației, unde se impun educatorii și uitați că este semnată de viceministru
și este indicația domnului Fleaș pentru executare și realizare până la 1 aprilie 2017 nota informativă cu privire la rezultatele întrunirilor cu părinți și graful funcționarilor instituțiilor de educație timpurie, ceea ce vrea să scrie, că, adică regulamentul să numească educație timpurie, pe perioada de vacanță de vară 2017. Eu nu i-am ridicat această întrebare, dar vreau să vă zic, cred că și doamna directoare m-a completa, este codul muncii, unde noi știm prea bine, orice conducător, la finele anului, pregătește graficul de concediu la fiecare angajat sub semnătură. Prin cerere. Asta e una. A doua, dumneavoastră a făcut trimitere la codul educației. În regulamentul care se pregătește trimiterea cu 42 de zile, e scris că totul trebuie să facă fondatorul și decizia o ia administrația publică locală. Cicată doamna Corina Afusu cu regulamentul acesta în instituțiile din municipiul Chișinău, în primul rând, fiindcă fondatorul este Consiliul Municipal Chișinău. A doua întrebare, să dați seama că astăzi avem așa un ajutaj și atâtea mame se adresează inclusiv la audiențe unde suntem consilieri municipali, la întrunirile noastre. Știți, practic, mamele sunt în lacrimi. Și vă spun de ce. Acest Partid Liberal, Corina Fusu, și cu domnul Fleaș, cu primarul Chirtoacă, au creat o situație de conflict în municipiul Chișinău. Fiindcă astăzi, în fiecare grădiniță, mamele care pot sta 42 de zile, forțat le impun pe mamele care nu pot să se semneze că sunt de acord să plece 42 de zile în vacanță. Și vă dați seama, în ce situație spomenesc acești copii? 42 de zile, asta sunt lucrătoare și în regulamentul care ei vor să-l deschidă e de la 1 iunie până la 31 august, toată vara 3 luni. Spuneți-mi, vă rog, dar salariul care ea va pleca, îi permite să plătească o dadacă? Nu. Salariul nu îi permite, eu cred că o să spună și doamna directoare. Asta e una. A doua, acești profesori, acești educatori vor suferi, fiindcă haideți să fim corecți, la fiecare instituție preșcolară să mai achită ceva de către asociațiile părintești, de părinți și din aceștia bani se duc și la salariu și vor suferi și acești educatori. Ei, și la astăzi, dacă e pus indicația până la 1 aprilie, graficul de concedii deja și instituții preșcolare a fost perfectat. Codul muncii nu se respectă, codul educației nu se respectă, deciziile Consiliului Municipal nu se respectă, cine este fondator. Atunci mă întreb, de ce Corina Fusu își asumă așa responsabilitate? Și nu degeaba, fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor cere demisia doamnei Corina Fusu, fiindcă în cadrul acestui minister trebuie să fie o persoană din sistemul de învățământ și nici de cum, care a lucrat la asistența socială și nu cunoaște nimic în domeniul învățământului, după ce la televiziune a fost și prin asistență socială. Nu acel Fleaș care a făcut achizițiile și forțat au fost impuși prin sectoare cazurile care au avut loc și de aceea noi suntem de partea părinților, noi susținem părinții, noi susținem profesorii și nu poți 3 luni de zile să-i lăși un copil, cum scrie doamna regulament, că acesta, că instituții preșcolare nu au grijă de copii, dar ei duc procesul educațional. Oameni buni, au și nevoie și copiii de recreație și fac trimitere la aceea că vara rămân 50% din copii în grupe. Eu vreau să o întreb, Corina Fusu. Ea a mers măcar la o grădiniță să vadă 37 de copii în grădiniță, adevărat, cu o singură educatoare, fără ajutor de educator, fără dădacă, cu un bucător care se îmbolnăvește, nu știe ce să fie la grădinița aceea, și să fie în situația celui director de instituție preșcolară, care eu sunt sigură că vrea să activeze mai departe, dar fii bună, statele să fie cum trebuie, fii bună, dragă, că ești, elaborezi legi, schimbă salariul acestor profesori, acelor educatori, schimbă clasificatorul unic, unitățile care trebuie să fie instituțiile preșcolare și atunci ne-am gândit noi, cum poți fi, dar nu poți o educatoare care e ofelită seara complet, că duci singură acest proces de educație să ducă în vacanță. Și mai mult ca atât, da,
Spuneți-mi, vă rog, și cât are o educatoare dreptul la concediu? Fiindcă orice angajat nici nu are 42 de zile calendaristice, chiar să fie nici nu știu din care sferă. Nu vor fi eliberați de la serviciu aceste mami? Și duceți dacă, fiindcă orice agent privat, mai ales, de mare majoritate, are nevoie de angajatul să fie nu în concediu. Aceiași directori de grădiniță, aceiași educatori, el ce are 42 de zile concediu, cu școlile eu nu văd problemă. A apărut problemă, uitați-vă, și a apărut problemă profund cu alimentația, care nu s-a hotărât nimic. Acum, de-amă, ca să astupi toate, fără de legile ce au făcut ei în instituții preșcolare, cu 42 de zile forțat, și eu mă întreb, ați auzit ce a spus și doamna director? Să închin în fața celor profesori pensionari care și să roagă la Dumnezeu să le dea sănătate și fiți siguri că asta situație este și instituție preșcolare, fiindcă dacă în primărie îmblă numai cu o hârtie dintr-un birou în birou, păi acești domni sunt supraîncărcați. Și să stai numai 6 ore sau 10 ore în fața elevilor, știți, să citești, să duci orele, eu nu știu dacă se poate de rezistat, asta e una. A doua, haideți să privim și acele proteste care au fost când o profesoară cu 35 de ani de lucru are 3500 salariu și ați văzut-o cât este de ofilită, în ce este îmbrăcată și nu mai întrebăm cum se alimentează. Nu mai întrebăm cum se alimentează. Și dacă se plece la mare să odihnească cum așa vrea Corina Fusu, fii dragă bună și dă-i foaie cum era înainte, pe gratis la profesori. Da, doamna director, vreau să vă întreb. În cazul în care e joi, discuțiile prind contur și se ia decizia ca să rămâneți în această școală auxiliară, problema se rezolvă? Vreau să zic, problema oferirii unui local pentru toate clasele primare se examinează de foarte mulți ani. Și dar fără a se ajunge la o decizie. Dar care sunt impedimentele? Ce nu merge? Ce e putred în acest mecanism? Ce e putred? După părerea mea, uneori deciziile care au fost luate au fost părtinitoare, uneori, și nu s-a pus la bază factorul uman, adică copilul. Să se ia aceste decizii ținând cont de interesele copilului, fiindcă un copil nu contează, este preșcolar, este la ciclul primar, liceal sau gimnazial, el trebuie să stea, să aibă un loc unde să-și facă studiile. Trebuie să aibă în fața lui un profesor, trebuie să aibă cine să-i vină în fața lui, un profesor bine pregătit. Atunci când ceva nu merge, se strică tot sistemul. Și atunci toate clasele care rămân în aceste două edificii ar putea să regăsească la, nu știu, la nivelul 2-3 școală? Atunci când spațiul respectiv, școala auxiliară, ni s-ar oferi nouă, noi am avea unde activa, adică toate clase, s-ar descongestiona blocul principal, fiindcă acolo noi nu avem spații libere. Din cauza lipsei de cabinete, noi sistemul este profesorul merge la clasă. Profesorul merge la clasă fiindcă avem clase care activează în cabinete 30 de metri pătrați. Și avem clase cu 34 de copii în clasă care activează în 50 de metri pătrați. Dar asta este situația. Noi, dacă clădirea este construită în 1965, atunci erau alte standarde și cabinete mari nu avem. Dar ne mulțumim de faptul de situația care este. Adică, oferindu-ne aceste spații în școala auxiliară numărul 6, se rezolvă problema majoră a multor copii, a multor părinți creată de mulți ani de zile. Dar eu am o curiozitate. Spuneți-mi, ați încercat cel puțin informal să discutați fie cu reprezentanții administrației publice locale și să le explicați așa, ca de la om la om, în ce constă problema? Făcând abstracție, poate, de aceste petiții, de instanță de judecată și așa mai departe. Pentru că fiecare dintre noi avem copii, avem rude. Primele discuții au fost în ianuarie-februarie 2015, când ni s-a pus, am fost informați despre această dispoziție. Atunci am fost chemați noi, reprezentanții de la grădinița 38 și părinții, și au fost implicați atunci în discuție directorul școlii numărul Kiril și Metodiu,
școală rusă. Atunci se propunea o rezolvare a acestei probleme prin schimbul de edificii, blocul nostru, și să-l schimbăm, adică noi tot, în totalmente, de la grădinița 38 trecem în această școală rusă, fiindcă ei au spații multe libere, care nu sunt utilizate nici la momentul actual, dar problema respectivă a fost refuzată din start, fiindcă se puneau în... apărea problema minorităților naționale. Da. Și deci asta e situația. Asta e situația. Doamna Ceba, mai avem 2 minute la dispoziție. Vreau să vă zic un lucru. Uneori oamenii în această disperare în care au ajuns apelează la toate mijloacele ca să le se facă dreptate. Noi, reprezentanții mass media, avem mai multe apeluri telefonice, spre exemplu, de la spitalul numărul 4. Am discutat cu dumneavoastră acest aspect și nu o singură dată. Problema rămâne a fi acută. De ce oamenii se revoltă? Care e starea reală de lucruri acolo? Practic, peste tot unii sunt conducători de la Partidul Liberal, e aceeași situație. Vedeți că dumneavoastră, actualul primar Chirtoacă, el vede o singură problemă, de a închide toate instituțiile școlare, preșcolare, de a elibera absolut toți angajații vorbitori de limbă rusă sau alte minorități. Și iată ce s-a întâmplat la Spitalul 4, că am avut din enumărate ori la audiență din colectiv, chiar am petiția scrisă, da, despre medicul șef liberal care a fost la Spitalul 4. Am cerut un audit de la Inspecția Financiară, care iată am primit-o și, într-adevăr, uitați-vă, este scris că medicul șef care a fost deja eliberat la insistența noastră n-a întors, a furat 373.000 de lei. Și-a luat telefonul mobil de 15.000 de lei care la data inspectării a fost lipsă. Bolnavii gravi care le-au mai rămas parte ultimele zile în lumea aceasta sunt ținuți pe peliculă, sunt alimentați, erau alimentați mai mult de jumătate de ani numai cu apă și terci, dar uitați-vă, medicul șef, eu chiar mă gândesc, chiar el a ajuns un medic șef până la așa ceva, că să-ți iei crate, să te găi din banii spitalului, să-ți iei piept, pulpi, pește roșu, cafea, ceai, și toate acestea n-au fost date la depozit spitalului, prostiri flaușate, cerșafuri flaușate care se deconectau peste o lună, nu erau date la depozit și nici nu erau la evidență contabilă. Și acum, din toate acestea, reieșind din toate aceste ilegalități, ne-a trimis că a fost interpelare de la deputat. Noi să lucrăm cu CNA împreună și Inspecția Financiară, Ministerul de Finanță, a hotărât că să facă o inspecție frontală, mai globală, fiindcă, într-adevăr, s-a înțeles că colectiv, știți, pe fiecare le libera. Tot dacă ai spus așa, mâine afară, 5 minute ai întârziat afară, 5 minute ai fost la o investigație în laborator, afară e libera. Eu prima dată aud că am activat 28 de ani în sistemul ocrotirii sănătății, dar așa dictatură și așa să se comporte un medic șef, să ajungi tu până la atâta nivel să te cobori, să iei din gura bolnavilor, pacienților gravi, oamenilor, astăzi poftim date de Inspecție Financiară, dovezi, care într-adevăr colectivul a avut dreptate. Iată, asta e fața Partidului Liberal. Doamna Ceban, într-un răspuns de 30 secunde, cer scuze, spuneți-mi, vă rog, când vom avea bugetul aprobat a municipiului Chișinău? Suntem la jumătatea lunii aprilie. Bugetul municipiului Chișinău, noi îl cerem de acum din luna august, am insistat din enumărate ori, el nu a fost prezentat nici în a doua lectură, nici la Comisia de Specialitate, și dacă dumneavoastră vă amintiți, a fost o emisiune unui primar Ochertoac, fiindcă nu îl interesează nimic. Iată astăzi, luni nu a fost la volant, am întrebat unii, au spus că cată groapă de gunoi. Astăzi un șef de direcție l-am întrebat, unii pleci când trebuie prin niște întrebări, că plec la primar, că trebuie iarăși cată groapă de gunoi. Și cel mai important este, știți, că iată, suntem în ajunul odihnei taberilor de vară copiilor. Bugetul în a doua lectură nu este aprobat și el a spus că va fi adus în luna iulie, dar asta intenționat să face, fiindcă ca să nu dovedească să facă achiziții publici, și el prin dispoziția lui deja a cheltuit atâta, că trebuie să vină nu cu bugetul în a doua lectură, dar cu operări de modificări ce el a cheltuit până acum. Și mai mult ca atât, de acum anexa 13, care noi nici n-am văzut, a transmis-o prin Suburbii, unde el în satul natal nu are grădiniță, acolo trebuie 6 milioane jumătate de lei date ca să avem în sfârșit grădinița din satul lui Ghim.
greșeală chertoacă, în Vadul Ovod, în loc să deie la canalizare, au dat 1 milion de lei la Casa de Cultură, în Togaten l-au mințit pe primarul de Togaten și i-au luat banii care au fost alocați, 1.800.000, acum l-am aici ca să deie 3 milioane, lumea fără gaz, fără canalizare. El să zice că e primarul suburbiilor, Doamne, iertați-mă, dar dumneavoastră vedeți că nimic. Și noi vom insista și mai departe, fracțiunea socialistă, și vom insista ca în buget electoral să fie inclus ceea ce ține de cetățeni, ceea ce ține de instituții, de renovare instituțiilor școlare, fiindcă achiziții nu vor fi făcute la timp ca să facem reparație școlilor și grădiniților, ceea ce vrea Corina Fus, 42 de zile, să se deie în scrânciop de Paște. Doamnă Ceban, doamnă Postuie, vă mulțumesc pentru... Aș vrea împreună cu doamna director, suntem în ajunul sărbătorilor de Paști, să vă doresc tuturor cetățenilor lumină în suflet, sănătate, răbdare și fiți siguri, un Paște fericit și fiți siguri că noi, fracțiunea Partidelor Socialiștilor și întreaga conducerea Partidelor Socialiștilor, vom fi mereu lângă dumneavoastră, cu dumneavoastră și vom ajuta să treceți peste toate greutățile care le aveți. Noi vă mulțumim. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de întreaga echipă Accent TV.